Ne-am întâlnit astăzi la ședința de ceremonie de constituire a Consiliului Local Peștera, urmare scrutinului din 27 septembrie 2020. Ședința a fost legat convocată de către prefectul județului Constanța, domnul Silviu Iulian Coșa, prin ordinul prefectului 650 din 27-10-2020. Subsemnatul Călin Remus, consilier local al Comunei Peștera, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Peștera. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Trecem la numărul 2 de pe ordinea de zi, respectiv la depunerea jurământului doamnei primar ales, doamna Vrabie. Subsemnata Vrabie Nicoleta, primar alesa Comunei Peștera, în conformitate cu prevederile articolului 150 aliniat 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Peștera. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna primar, vă predau eșarfa de tricoloră, să o purtați cu cinste, mândrie și onoare. Vă mulțumesc. Doamna primar, felicitări, vă transmitem și noi. În curând veți începe efectiv munca. În perioada aceasta, care vor fi prioritățile acestui mandat? Vă rog. Priorități pentru comuna noastră vor fi multe, adică sunt deja multe. Un prim pas, am început deja lucrările pentru un proiect referitor la aducțiunea conductei de gaze. Cred că toate primăriile din jur vor lucra pentru acest proiect. În al doilea rând, cu siguranță vom continua proiectele începute de fosta administrație. La fel se lucrează la un proiect amplu de asfaltare, plus că sunt problemele curente ale cetățenilor care întotdeauna sunt primordiale. Ce le transmiteți locuitorilor din Peștera acum la început de mandat? Le transmit că voi fi întotdeauna alături de ei, așa cum am fost și până acum de 30 de ani de când lucrez în primărie și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor lor.